cu prilejul anului nou, vorbește tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România. Hai facem o variantă. Am un tovarăș, combină seara de seară. O țigară e legală, schimbă starea originală. Se plimbă sub lună clară, pune basul pe chitară. Nu-i place cel înconjoară, de-asta vă ia la vrăjeală. Are 1000 de fețe, zis poker face. S-a prăjit mai tare decât chipsurile lezi. De-asta mulți nu-l bagă în seamă, dar n-are nevoie de prieten mai fițuș decât domnul Goie. Am respect pentru el că-și cearcă norocul. Se aseamănă cu mine, se aseamănă cu tot blocul. Ai putea fi tu, aș putea fi eu, am putea fi noi, riscând un apogeu. Nu te da vânz meu, soț meu, ca-aș face-o și eu. Dar e greu când ai un leu și să vezi atunci tupeu. Pe care, cine pe cine, cui nu-i convine să-i meargă bine. Egoism intervine, ia vreo mai mult, ia volul în spate, te lasă mult. Cine acolo e? Cineva? Unde o fi? E undeva? E umbra mea sau trecutul meu? N-am uitat de unde a plecat, de-asta nu-mi pare rău. Opa, realizezi cam unde ai vrea tu să te vezi. Începe să te documentezi că nu este ceea ce crezi. Tu visezi la cadezi pe pereți în timp ce pierzi timpul cu băieți. Mai tot timpul vă căsați ca-n beți, în viață buci o să ajungeți. Pune capul pe umăr, pune mâna și-n pasă. Dacă vrei să ai și tu o speranță în viață, vrăjeala nu o să țină când tu arzi în anturaje. Și pentru un loc de muncă o să pupi sfintele moaște. Fie ca anul 1989 să aducă pe pomul noi cucerim pe calea dezarmării la mulți ani.